și le spun bine ați venit, și prezența fermierilor și legumicultorilor și agricultorilor din zona Câmpia Tuzii și a satelor arondate nou. Bine ați venit la această întâlnire. Domnul ministru o să vă răspundă la toate întrebările pe care dumneavoastră să le adresați și sper să găsim, domnule ministru, și soluții pentru a dezvolta această zonă și din punct de vedere al agriculturii, pentru că este o zonă cu un potențial agricol fantastic. Încă o dată vă spun bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule primar. Stimați participanți, eu vă mulțumesc că ați venit la întâlnirea cu noi și am să intru direct în problematică. Sigur, în această perioadă mai dificilă, în care, iată, se suprapune și pandemia cu toate restricțiile ei, în agricultură, mai ales în unele zone ale țării, au fost și probleme mari cauzate de secetă. În mod normal, dacă n-ar fi fost aceste mari probleme, noi în perioada asta trebuia să definitivăm politica agricolă comună pentru 2021-2027. Cei care sunteți activi în agricultură sau în industria alimentară, știți ce importantă este această politică agricolă comună. Practic, discutăm acum de modul în care va fi finanțată agricultura și industria alimentară în următorii 7 ani. Cu alte cuvinte, cum se vor cheltui în România cei 20,5 miliarde de euro, bani europeni, încă vreo 10 miliarde de euro bani de la bugetul național și încă câteva miliarde bune investite de cei care activează în agricultură și industria alimentară. Și, sigur, sunt multe probleme, multe nevoi care nu au fost rezolvate de-a lungul timpului în agricultură. Și aceste probleme și nevoi sunt diferite. Dacă ne ducem într-o zonă din sudul țării, discutăm de anumite probleme. Acolo cea mai mare problemă acum este seceta. Dacă ne ducem într-o zonă de munte, sunt alte nevoi. Fiecare zonă are un anumit specific și acolo de la Ministerul Agriculturii noi încercăm, și asta este obligația noastră, să împărțim cât mai echitabil, cât mai rațional, cât mai responsabil resursele pentru toate domeniile de activitate din agricultură și pentru toate zonele țării. Dar, așa cum se întâmplă și în alte țări, contează foarte mult ce se întâmplă la nivel local, la nivel regional. Pentru că, exact cum am spus, fiecare zonă, fiecare comunitate are un anumit specific și atunci este important și sprijinul care vine de la nivel local sau de la nivel județean pentru a dubla sprijinul care vine de la nivel național. Sunt câteva priorități pe care unii dintre noastre le știți dacă ați urmărit activitatea Guvernului. Sunt câteva priorități care trebuie acoperite în următorul exercițiu bugetar 2021-2027 și anume partea de depozitare și de procesare care este deficitară și vom finanța aceste capacități de depozitare și procesare, dar în primul rând pe acelea ale cooperativelor, pentru că acolo o să dăm punctaje mai mari, intensitatea de sprijin o să fie mai mare, pentru că una din marile nevoi și marile probleme ale producătorilor, că discutăm de legumicultură, că discutăm despre alte domenii, este aceea că nu reușesc întotdeauna să vândă toată producția și la niște prețuri competitive și nu reușesc întotdeauna să cumpere inputuri la prețuri avantajoase. Cu alte cuvinte, puterea de negociere este mai mică când ești mai mic decât dacă ești asociat. Și practic în jurul nostru, în toate țările, funcționează aceste cooperative pe care o să le sprijinim în continuare și în perioada 2021-2027. O prioritate care acum a revenit în prim plan anul acesta
este aceea a gestionării apei. Pentru că știm cu toții, sistemele de irigații, sistemele de drenaj, de desecare sau lucrările de combatere a eroziunii solului, în ultimii 30 de ani s-au făcut mai puțin. Nu s-au alocat bani suficienți, s-au distrus. În anii în care Dumnezeu ne-a ajutat și a plouat, producțiile au fost bune. În anii în care a fost secetă, cum a fost anul acesta, fermierii au avut pierderi foarte mari și implicit, indirect și agricultura în general și economia în general. Aici trebuie să investim mult și repede în programul acesta de reabilitare a infrastructurii de gestionare a apei și aici vom folosi nu bani din Programul Național Strategic, deci nu bani dedicați agriculturii, ci bani din programul de reziliență și relansare economică, unde am alocat 6 miliarde de euro în perioada 2021-2026. Acum finalizăm fundamentarea cheltuirea acestor bani, iar din ianuarie trebuie să ne apucăm de treabă, proiectare și execuție, pentru că până la finele 2026 acei bani pentru această infrastructură trebuie cheltuiți. Sigur, mai sunt priorități legate de pregătirea profesională, calificarea celor care lucrează în agricultură. Știm cu toții, cei care sunteți implicați, că unul din factorii limitativi cei mai importanți este lipsa forței de muncă calificate și responsabile. Erau pe vremuri acele licee agricole, eu sunt un produs al unui liceu agricol, chiar astăzi, la ora 11, am fost la liceul unde am terminat, pe deal, în Turda, și am avut discuții cu cei din conducerea liceului legate de nevoile învățământului tehnic, învățământului profesional, care în ultima perioadă a fost neglijată. Legat de subvenții, pentru că vreau să discutăm și despre subvenții, se va păstra, sigur, subvenția pe suprafață, ca și cuantum al subvenției, ea va crește ușor față de subvenția de anul trecut, dar convergența sau ajungerea la media europeană a subvenției va fi avea în 2026. Așa s-a negociat atunci când s-a intrat în Uniunea Europeană. Astea au fost condițiile care au fost acceptate atunci de către autorități. S-a semnat tratatul de aderare și calendarul în ceea ce privește subvenția unică pe suprafață. Asta spune că abia în 2026 România și țările estice, care au intrat mai târziu, vor ajunge să aibă subvenția medie din Uniunea Europeană. În această perioadă oferim, cum am și spus și cum este normal, despăgubiri pentru pierderi, fie din cauza secetei, și acolo a fost un ordin comun cu Ministerul de Interne, prin care s-a constatat seceta pedologică și urmările acestei secete, și, cum spun toate legile, acele suprafețe care au fost afectate într-un grad mai mare de 30% și au fost semnalate și unde au fost prezente comisiile de constatare, au sintetizat datele și acolo despăgubirile în zilele care urmează, începând din 17-18 luna aceasta, pentru că până în 15 se încheie depunerea de cereri, o să facem plățile. Quantumul, l-ați văzut, este aproximativ 200 de euro pe hectar. Sigur, total insuficient comparativ cu pierderile pe care le-au suferit fermierii, dar atât a putut bugetul anul acesta, pentru că cheltuielile au fost mari și în altă parte. Oricum, comparativ cu alți ani în care a fost secetă și nu s-au oferit deloc aceste despăgubiri, anul acesta facem ceva puțin mai mult. Apoi sunt despăgubirile pe care Comisia Europeană le permite să le oferim în sectorul zootehnic, în sectorul vegetal,
pentru a acoperi pierderile datorate evoluției pandemiei. Știm cu toții, s-au închis restaurantele, s-au închis terasele, nu s-au mai putut organiza evenimente, turismul a fost închis, au scăzut mult vânzările, comportamentul de consum a cumpărătorului s-a modificat și s-au înregistrat pierderi directe sau indirecte în toate sectoarele de activitate, și în partea zootehnică, și în vegetal, și în industria alimentară. Și acolo sunt niște scheme de sprijin, o parte din ele sunt publicate ca și ordonanțe de urgențe, acolo unde utilizăm bani europeni, dar pentru banii, unde utilizăm bani de la bugetul național, iar acolo unde utilizăm bani europeni, acele scheme de sprijin sunt prinse în măsura 21. Măsura 21, care ghidul o să apară foarte curând, și schemele acestea de compensare pentru sectorul zootehnic, și aici mă refer la bovinele de lapte, bovinele de carne, ovine, la porc și la pasăre, în sectorul industrial, în apicultură, dar și în sectorul vegetal, legumicultură, atât în câmp, cum se spune, dar și în spații acoperite. Există și acolo sume care merg până la 5.000, până la 7.000 de euro în funcție de fermă. Care asigură sisteme integrate de promovare, consiliere și informare pentru producători și pentru crescătorii de animale. Asociația s-a constituit acum 6 ani, doar câteva secunde vă rețin. Obiectul principal al asociației, deci, de a asigura, practic, informarea și consilierea producătorilor și, în special, a micilor producători. Noi, ca și asociație, am asigurat toate documentele necesare pentru obținerea atestatelor de producători, dând acel aviz de consultanță, în așa fel încât micii producători să poată să asigure piața. Dacă mi-a spus multe și nu știu, n-am reușit, dar sper că le-ați reținut și vă. Legat de ajutoare, tocmai ce am spus, că datorită evoluției pandemiei s-au înregistrat pierderi. Comisia Europeană permite despăgubiri atât din bani de la bugetul european, cât și din bani de la bugetul național. Banii de la bugetul european nu pot să depășească acea sumă de bani, 2% din total FAD, Fond de Dezvoltare Rurală. Adică cam 160 de milioane ar fi 2% din total. Dacă rămân bani neutilizați. Colegii mei din AMPNDR au identificat aproximativ 150 de milioane, 140 ceva de milioane, bani neutilizați în perioada 2014-2020. Au fost măsuri care nu au fost accesate, contracte care nu au fost semnate, n-au început, toți banii aia s-au retras pentru despăgubiri. Acolo intensitatea de sprijin la un fermier poate să meargă până la 7.000 de euro. Și dacă e vorba de procesare, sau sumele sunt mai mari. Sigur că în toate țările, în toate țările europene unde se dă aceste despăgubiri, trebuie fermierul și statul trebuie să demonstreze că fiecare fermier a avut pierderi anul acesta față de aceeași perioadă anului trecut datorate pandemiei. Vă dați seama ce greu era în România, unde avem 840 ceva de mii de ferme, mici, foarte mici și mari, să pui fermierul, care mulți dintre ei sunt persoane simple, persoane fizice, alte persoane fizice autorizate, să facă această demonstrație în contabilitate. Nu mai terminăm cu calculele. Shooting stars above the city lights.